Favorit mare Murray în această partidă, de altfel este numărul 1 mondial, însă prestațiile sale din ultima vreme, din începutul acestui an, au fost mai degrabă dezamăgitoare. 1.28 la victorie pentru britanic, 3.75 pentru Nishikori și, iată, așteptăm și o primă mare, mare surpriză pe tabloul masculin. Da, noi am mai extras câteva cote pentru această partidă, peste 37.5 game-uri, o cotă foarte bună, 1.90, Nishikori plus 1.5 seturi, deci să nu se impună Andy în numărul minim de seturi, o cotă de 2.14, și Andy Murray minus 4.5 game-uri, deci victoria la cel puțin 5 game-uri de distanță, o cotă de 1.79, ca și la cealaltă întâlnire, dar bine, acolo avem... ținem cu Simona și suntem oarecum încântați de faptul că jucătoarea noastră este atât de bine cotată într-un sfert de la Roland Garros. Mi se par cotele total dezechilibrate, să nu uităm că și Nishikori este un jucător de top de ceva vreme, este favorit 8 al turneului, iar Andy, cum foarte corect ai precizat, vine după o primă parte a sezonului ratată. Putem spune, pentru că dacă urmăritorii săi ar fi avut constanță în evoluții, probabil Andy acum ar fi părăsit prima poziție mondială. Bine, și Nishikori vine după acel meci cu Verdasco, s-a trezit cam târziu, s-a trezit la 1-0 pentru Verdasco la seturi și nu orice fel de 1-0, ci cu un 6-0 curat în setul întâi și a revenit rapid, iar în ultimul set și-a luat revanșa, în setul al patrulea și-a luat revanșa câștigând cu la fel la 0. Noi mergem pe ideea că vom vedea o partidă echilibrată. Probabil Andy va reuși în cele din urmă să se impună. Are prima șansă, are aturile sale în această confruntare. Dar credem că și Nishikori va reuși să câștige măcar un set. De altfel mă uitam pe statistica meciurilor directe. Ok, nici Nishikori nu mai este în forma de, să zicem, anul trecut sau cu 2 ani undeva pe la finalul stagiunii. Dar tot timpul au avut meciuri echilibrate, cei doi meciuri cu multe seturi, iar în turneile de Grand Slam, cred că la Wimbledon anul trecut, e posibil să mă înșel, a fost chiar un 3-2, deci numărul maxim de seturi. Noi mergem pe varianta peste 3.5 seturi la o cotă de 1.59.